L-am invitat alături de mine pe Albert Sofian, artist vizual, și vorbim în dimineața aceasta despre o expoziție foarte interesantă, nu numai, vă spun, bineînțeles. Bună dimineața, Albert! La microfon, te rog! Bună dimineața! Bine ai venit! Bine am găsit. Vorbim despre, în primul rând, despre expoziția Missing Parts, despre ea este vorba, nu? Să punem accentul pe această expoziție care a avut loc, s-a desfășurat la Balul Tinerilor Artiști în noiembrie. La Balul Tinerilor Artiști au fost prezentate doar 3 piese. La Balul Tinerilor Artiști au fost prezentate doar 3 piese. Expoziția în sine cuprinde 15 piese. Da. Dar care în Sibiu nu cred că am spațiu unde pot să le expun. Adică pentru că înțeleg că ai expus și în alte țări, nu? Personal nu am fost în alte țări cu expoziții, dar lucrările mele au călătorit destul de mult, cred. În schimb, în țară am expus la București, în mare parte. Încă nu te-ai obișnuit cu microfonul, da. Microfonul te ajută foarte tare, că trebuie să te audă și cei de acasă. Am să rog pe colegii mei să le arate celor de acasă imaginea pe care ni le-ai trimis, care reprezintă chiar operele tale, da? Da. Chiar creația ta. Am făcut o selecție de lucrări, da, din care v-am prezentat și Bad Art Fantasy, care a fost prima expoziție din cadrul proiectului de doctorat, și cu care am deschis, mi-am deschis drumul spre București. Este cea pe care o vedem acum pe ecrane? Da, da, acolo avem lucrări din Bad Art Fantasy. E puțin, cum să spun, într-un stil mai dramatic așa, mai... aveam nevoie de demoni. Da. Trebuia să mă joc cu ei. Ulterior, în Missing Parts, am încercat să abordez incognito-ul. Cumva toți avem demoni până la urmă, nu? Da, numai că am abordat ideea demonicului ascuns. Omul inconștient de prezența demonică în viața de zi cu zi. Cum se manifestă el dacă nu suntem conștienți de demonul pe care îl avem? Fiecare atitudine negativă pe care o avem, fiecare pornire împotriva aproapelui sau împotriva mediului, este o pornire motivată de o prezență sau de o natură supranaturală, inevitabil cu un spirit negativ. Atunci... Cu alte cuvinte, tu ne spui că nu putem vorbi neapărat despre lipsa educației sau despre, nu știu, amprenta societății asupra noastră ca oameni, ci despre niște demoni care... Păi, cine a spus că demonii nu sunt culți? Ah, da, uite, m-a răspuns foarte mult. Nu cred în prostia demonică. Prostia demonică nu există. La fel cum nu poți să spui că religia te învață de rău. Nu există așa ceva. Cultura există și de o parte și de cealaltă. Ca să fii viclean, ai nevoie de ceva în cap. Și pornind de la această premisă, atunci lucrurile capătă o altă față. Cred că ar trebui să fim mult mai agili în a gândi demonicul din viața noastră. În general, oamenii demonici sunt cei mai inteligenți, nu? Așa se spune. În principiu, asta, da. Asta ne spui cu alte cuvinte. În principiu, da. Ca să faci rău, ai nevoie de cap. Ai nevoie de cap care să funcționeze în parametri. Am vorbit despre Missing Parts. În Missing Parts, ce ai vrut să evidențiezi, să scoți în evidență? Elementele lipsă ale omului. Lucrurile care ne lipsesc în fiecare zi. Acum, foarte mulți au impresia că artistul se pune pe sine în lucrări. Exact. Eu m-am folosit pe mine ca model, dar nu sunt eu acolo. Adică... adică nu-ți lipsesc părțile corpului, asta este de văzut. Bun. După cum se vede, dar nu... Eu nu mă simt incomplet. Cu toate acestea, cei din jur cred că pot să puncteze foarte clar anumite aspecte ale caracterului meu care la un anumit nivel este incomplet. Cu alte cuvinte, vedem în operele tale, de exemplu, că lipsește stomacul, da? Într-una dintre ele. El nu este reprezentarea stomacului, nu este reprezentarea părții acestea, ci este
altceva. Vreau să-mi detaliez puțin această lucrare. Acolo vorbim despre o materie care, odată creată, începe să dispară. Vorbim despre omul care, prin atitudinea lui, începe să devină neom. A fi neom, cred că este un minus catastrofal. Și atunci materia care își pierde densitatea, se dizolvă, începe să curgă, începe să se treacă în neființă. Pentru că îmi spuneai mai devreme că oamenii uneori te judecă în funcție de lucrurile pe care le expui, care par puțin puternice din punct de vedere vizual. Cu alte cuvinte, încerci să ne explici faptul că toți avem lucrurile astea în noi, doar că uneori la unii se evidențiază, da? Nu le conștientizăm. Cel mai corect ar fi să spunem că oamenii sunt ignoranți față de ei. Sunt ignoranți față de sine. Nu-și dau seama de cât de mult ar trebui să se completeze unii prin ceilalți. Noi nu suntem indivizi, noi nu avem voie să trăim ca indivizi. Trebuie să socializăm, trebuie să ne cunoaștem, trebuie să fim îngăduitori unii cu ceilalți. Ne completăm, astfel ne completăm. Altfel suntem niște fiare. Sigur. Bine, acum ai generalizat și nu aș vrea să îi jignim pe cei care fac deja lucrurile acestea și sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care se autoanalizează, care încearcă să fie mai buni, care socializează foarte mult, care lucrează împreună cu exact ce îmi spuneai. Da. Aș vrea să vorbesc despre stilul în care crezi, pentru că este unul diferit, deosebit, și chiar dacă nu cunoaștem noi termenii, te rog, spune mai multe detalii despre inspirația și despre inspirația pe care o ai. Tehnica de lucru, aici vorbim despre tehnică, este vorba de... Mai tare? Este bine. Da. Aici este vorba despre tehnica desenului în smoală. Uh-huh. Îmi aduc aminte cu plăcere de un coleg, Iulian Duna, care odată venind de la Cluj, pe vremea respectivă eram încă elev al liceului de artă, foarte pornit pe tot ce se întâmpla în jur și spune, măi, experimentați, măi, trăiți arta, desenați cu tot ce prindeți. La un moment dat eu scăpa și nisip printre vorbe, nu știu de ce tocmai nisip, n-am încercat metoda, dar printre altele a fost smoala. Am cugetat o vreme și mi-a zis, măi, smoală, cu ce o diluăm? Diluant, inevitabil, în prima fază. Și da. Ai găsit o formulă și iată se poate. Da, se lucra foarte bine. Am ținut-o ca un... ca mânușa a doua pentru tehnicile de lucru. Până atunci am mers pe mâna clasicilor, cărbunele, creionul. Dar cumva mă uitam în spate și simțeam că acolo este ceva mai mult. Ulterior, în perioada în care deja ajunsesem student al Facultății de Restaurare din Sibiu, am zis că ar fi oportun să reabordez moala. Și iată, a ieșit. A început să prindă forma, a început să prindă, să ia un caracter cât de cât, de fapt, să se contureze cât de cât desenul în smoală. Pentru că nu mai avem foarte mult timp, un scurt răspuns aș avea nevoie de la tine, pentru că o să-ți spun ultima întrebare. Inspirația, de unde îți iei inspirația? Care este, dacă ai vreo muză sau, nu știu, dacă ai un idol, de ce nu? Idol? Idol nu am. Muze. Aici cred că lumea are tendința să abereze foarte mult. Eu nu știu ce e aia muză. Știu doar că sursa mea de inspirație este viața de zi cu zi.